Aproximativ 30 de salariați ai Agenției pentru Protecția Mediului Gorj au ieșit astăzi între orele 10 și 12 în curtea instituției pentru a-și striga nemulțumirile. Angajații susțin că au salarii foarte mici în comparație cu alți colegi de-ai lor care lucrează la stat. Avem un protest spontan declanșat astăzi, pe o perioadă de 2 ore, ca urmare a neaplicării deciziei constituționale 794/2016, luată încă din luna decembrie 2016, iată că aproape a trecut un trimestru de când s-a dat această decizie de către Curtea Constituțională și ministerul nostru nu a luat nicio măsură pentru alinierea salariilor în familia ocupațională. Ceilalți funcționari publici care activează în instituțiile publice din județul Gorj au salarii cu până la 100% mai mari decât salariile pe care le primește un funcționar din Agenția pentru Protecția Mediului. Concret, un consilier deputat primește la această oră 1100 de lei salariu, cel mai mare salariu fiind cel al directorului, care nu depășește 3000 de lei decât cu foarte puțin. Adică dacă am avea și noi același salariu ca celelalte instituții din instituții de concentrate la nivel de județ, ar fi totul ok. Ați fi mulțumiți? Am fi mulțumiți. Sunteți la coada clasamentului? Suntem la coada clasamentului. Din 2009 la noi nu s-a mai făcut nicio mărire de salariu. Dacă nu vor fi luați în considerare, oamenii sunt deciși să meargă mai departe cu protestul. Nu exclud o grevă generală. Noi suntem hotărâți să mergem cu protestul mai departe, susținând în totalitate activitatea și în acest fel probabil vor fi afectate inclusiv aceste proiecte europene pentru care oamenii trebuie să vină să primească aviz de la noi. Astfel de proteste au fost organizate și la alte filiale ale Agenției pentru Protecția Mediului din țară. La rândul lor, angajații gărzii de mediu susțin că salariile nu au mai crescut din 2010, iar instituția atrage anual venituri din amenzi de ordinul zecilor de milioane de lei.